la ce ne folosește să postim, zic ei, dacă tu nu vezi? La ce să ne chinuim sufletul dacă tu nu ții seamă de lucrul acesta? Pentru că, zice Domnul, în ziua postului vostru vă lăsați în voia pornirilor voastre și asupriți pe simbriașii voștri. Iată, postiți ca să vă ciorovăiți și să vă certați, ca să bateți răutăcios cu pumnul, nu postiți cum cere ziua aceea ca să vi se audă strigătul sus. Oare acesta este postul plăcut mie, să-și chinuiască omul sufletul o zi, să-și plece capul ca un pipirig și să se culce pe sac și cenușă? Aceasta numești tu post și zi plăcută Domnului? Iată postul plăcut mie. Dezleagă lanțurile răutății, desnoadă legăturile robiei, dă drumul celor asupriți și rupe orice fel de jug. Împarte-ți pâinea cu cel flămând și adu în casa ta pe nenorociții fără adăpost. Dacă vezi un om gol, acoperă-l și nu întoarce spatele semenului tău. Atunci lumina ta va răsări ca zorile și vindecarea ta va încolți repede, neprihănirea ți va merge înainte și slava Domnului te va însoți. Atunci tu vei chema și Domnul va răspunde, vei striga și El va zice, iată-mă, dacă vei îndepărta jugul din mijlocul tău, amenințările cu degetul și vorbele de ocară, dacă vei da mâncarea ta celui flămând, dacă vei sătura sufletul lipsit, atunci lumina ta va răsări peste întunecime și întunericul tău va fi ca ziua în amiaza mare. Domnul te va călăuzi neîncetat, îți va sătura sufletul chiar în locuri fără apă și va da din nou putere mădularelor tale. Vei fi ca o grădină bine undată, ca un izvor ale cărui ape nu seacă. Amin. Vă invit să vă reașezați. Cu ajutorul lui Dumnezeu, în această seară, vom vorbi despre post, despre postul plăcut lui Dumnezeu. Sigur că această temă se potrivește și cu împrejurarea în care ne găsim. Biserica Emanuel este într-o perioadă de rugăciune și de post. Când vorbim de post, când vorbim de chemarea noastră la post, problema aceasta este, sau această disciplină spirituală este văzută diferit de credincioși. Unii credincioși pot să spună că nu este necesar să postim, că noi suntem mântuiți prin credință, că postul este ceva facultativ, este secundar. Alții au o viziune legalistă, consideră că dacă nu postezi nu pot fi salvați. Alții se arată dezinteresați, nici nu mai știu dacă au postit vreodată, speriați, îngrijorați cu privire la starea lor de sănătate. Vremurile în care noi trăim, felul de viață pe care l-am adoptat, face ca trăirea în post, cultivarea disciplinei postului să fie și mai dificil. Stilul acesta de viață, cu provocările și cu ritmul ei și cu tot ce ține, comportă piedici suplimentare. Pentru cei tineri sunt piedici specifice, pentru cei vârstnici alte piedici, pentru cei la vârsta activității este iarăși altă piedică și altă piedică. Unii se tem că mor dacă postesc, alții se tem, ce știu, că își pierd sănătatea. Auzi atâtea și atâtea. În peisajul acesta, cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește despre post ca despre o lucrare duhovnicească la care suntem chemați. Există o învățătură biblică cu privire la post și în această seară este bine să ne aducem aminte de ea, să ne întărim în inimă, cu viziunea ca prin acest cuvânt să ne fie întărită credința și odată cu credința să fim conduși la trăire practică și să postim mai mult și mai eficient. Dumnezeu să ne ajute. Primul rând, seara aceasta vom defini postul, ce este postul. V-aș ruga frumos să faceți ce știți dumneavoastră, cei de la amplificare, să-mi dați controlul pe PowerPoint. Nu. Deocamdată este la voi. Să definim întâi postul. Ce este postul? Prin post înțelegem abstinență voluntară de la hrană, de la mâncare și de la lichide,
pe o perioadă anumită de timp și cu un scop spiritual foarte bine definit. Asta este postul. Pentru cei căsătoriți, postul presupune nu doar reținere de la mâncare și de la apă, de la hrană lichidă, ci și abstinență de la relațiile conjugale. Cuvântul Domnului are o precizare clară și în această privință. Când postim, este foarte important că atunci când postim să avem un scop spiritual foarte, foarte bine definit. Postul, plăcut înaintea lui Dumnezeu, postul după voia lui Dumnezeu, presupune un scop spiritual clar, un scop spiritual bine definit. El presupune postul, abținere de la hrană, la consumul de lichide, așa cum am spus, pentru cei căsătoriți, reținere de la relațiile conjugale, pocăință de păcate, este foarte important acest aspect, mărturisirea păcatelor înaintea lui Dumnezeu, părăsirea lor. De asemenea, postul presupune să ne orientăm fața înspre Dumnezeu, căutându-L cu rugăciunile noastre, să stăruim în rugăciune, să căutăm pe Dumnezeu, să ne întoarcem la El, să ne schimbăm viața, să ne adâncim în frică de Dumnezeu și apoi să ne orientăm înspre semenii noștri, făcând binefaceri, făcând milostenie. Postul presupune și aceste fapte ale credinței, trăiri ale credinței. Iată dar ce trebuie să înțelegem prin post. Vă aduc aminte că în Scriptură postul este o disciplină spirituală la care creștinii sunt chemați. Domnul Iisus Hristos, vorbind în predica de pe munte, despre post, a spus: când postești, spală-ți fața, unge-ți capul, arată-te înaintea lui Dumnezeu că postești, nu înaintea oamenilor. El n-a spus în acest cuvânt dacă postiți, ci când postești. Se presupune că postul este o disciplină spirituală, este o trăire practică în care cel credincios perseverează. Acum, privitor la învățătura Scripturii cu privire la post, aș vrea să ne uităm, să observăm mai întâi perspectiva Vechiului Testament cu câteva detalii legate de cum s-a văzut în Vechiul Testament postul și după aceea, vorbind despre cum este Noul Testament, să concludem prin aplicații practice, prin ce avem de făcut astăzi, punct de vedere practic. În Vechiul Testament se poate observa că Dumnezeu a cerut poporului să postească. Avem multe locuri în Scriptură în care, prin proroci, Dumnezeu cerea întoarcerea poporului, părăsirea păcatelor, întoarcerea oamenilor la Dumnezeu, întoarcere care se consuma și prin această disciplină a postului. În cartea Ioel, cuvântul Domnului spune: dar chiar acum, zice Domnul, întoarceți-vă la mine cu toată inima, cu post, cu plânset și cu bocet. Vă rog să observați acest cuvânt. Dumnezeu a zis, Domnul zice, întoarceți-vă la mine cu toată inima, cu post, cu plânset și cu bocet. Sfâșiați-vă inimile, nu hainele. Oamenii se exprimau fizic prin tot felul de gesturi dramatice, subliniind că postesc. Puneau pe ei saci, presărau în cap cenușă, sfâșiau hainele, dar în interiorul lor nu se întorceau la Dumnezeu. Profetul Ioel a vorbit din partea lui Dumnezeu spunând: sfâșiați-vă inimile, nu hainele. Poporul lui Dumnezeu este chemat să postească. În partea finală a acestui cuvânt, profetul a spus din partea lui Dumnezeu: vestiți un post, chemați o adunare de sărbătoare. Iată dar cât de clar este cuvântul Domnului în privința aceasta. Duhul lui Dumnezeu, prin profet, a chemat poporul să postească. În pasajul pe care l-am lecturat adineori, Isaia, capitolul 58, postul este arătat, este revelat ce înseamnă să postim după voia lui Dumnezeu, care este postul plăcut înaintea lui Dumnezeu. În vremea lui Isaia, oamenii spuneau: la ce să postim dacă Dumnezeu nu ne ascultă? La ce să ne chinuim postind dacă Dumnezeu nu vede? Dumnezeu a răspuns spunând că se întâmplă că Dumnezeu nu răspunde pentru că postul acela nu este după voia lui Dumnezeu. Voi postiți ca să vă certați, să bateți răutăcios cu pumnul. Nu postiți cum cere ziua aceea ca să vi se audă glasul sus.
Oamenii au considerat că dacă se comportă aspru cu ei, dacă apelează la practici de tip ascetist, în felul acesta sunt înaintea lui Dumnezeu plăcuți. Oare asta este postul plăcut mie? Să-și chinuiască omul sufletul o zi, să-și plece capul ca un pipirig și să se culce pe sac și cenușă? Asta numești tu post și zi plăcută Domnului? Adică poți să faci foame și înaintea lui Dumnezeu să nu fie post. Poți să te chinui și înaintea lui Dumnezeu să nu se audă glasul tău. Poți să suferi de sete. Poți să faci jurământ de sărăcie. Poți să te chinui, să stai cu capul plecat, să te pui, cum spune aici cuvântul, pe un sac, să prese pe tine cedușă. Din perspectiva relației cu propriul tău corp, toate aceste nivoi legitime de altfel ale trupului să fie reprimate și totuși înaintea lui Dumnezeu să nu fie post. Iată postul plăcut mie, a spus profetul. Și vă rog să vă uitați la acest cuvânt care stă proiectat sub ochii noștri. Dezleagă lanțurile răutății, deznoadă legăturile robiei, dă drumul celor asupriți și rupe orice fel de jug. Cum se aplică acest cuvânt în dreptul nostru, Duhul lui Dumnezeu ne va călăuzi. Poate trebuie să facem pace cu cineva, trebuie să renunțăm la revanșă, trebuie să ne cerem iertare cuiva. Împarte-ți pâinea cu cel flămând, adu în casa ta pe nenorociții fără adăpost. Dacă vezi un om gol, acoperă-l și nu întoarce spatele semenului tău. Postul ne apropie de Dumnezeu, dar ne apropie și pe unii de ceilalți. Prin binefaceri, prin milostenie, prin sensibilitate în fața nevoilor semenului nostru. Cuvântul lui Dumnezeu continuă promițând că dacă facem așa, dacă ne sfâșiem inima, dacă ne pocăim în inimile noastre, dacă ne întoarcem către Dumnezeu, căutăm fața lui Dumnezeu, nu doar facem foame, nu doar renunțăm la mâncare sau la apă, atunci lumina ta va răsări ca zorile, vindecarea ta va încolți repede, neprihănirea ta îți va merge înainte și slava Domnului te va însoți. Iată postul plăcut lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, suntem chemați la o schimbare morală, suntem chemați la o trăire spirituală, duhovnicească, autentică. Așa a fost văzut postul prin profeți în Vechiul Testament. De asemenea, tot în Vechiul Testament se poate observa că oamenii lui Dumnezeu au postit trei feluri de post. Și când zic trei feluri de post, nu mă refer la cum au abordat din punct de vedere practic, ci mai degrabă la felul în care au fost implicați oamenii în post. Este așa numitul post individual. Aflați în crizele vieții, mânați de necazuri care apăsau asupra lor, sau plini de bucurie pentru biruințele pe care Dumnezeu le-a dus în viața lor, cu gândul de a-și arăta față de Dumnezeu recunoștința, în vechime, bărbați sau femei au ales în mod voluntar, individual, să se închine înaintea lui Dumnezeu și să caute fața lui Dumnezeu cu post. Așa îl găsim pe împăratul Iosafat, care a postit să caute fața lui Dumnezeu. Și a găsim în 2 Cronici, capitolul 20, cu versetul 3. Se găsea la strâmtorare, s-a rugat lui Dumnezeu să-i dea biruință în necazul lui și a postit. A postit singur, a postit pentru popor. Pe David îl găsim postind singur, Psalmul 35, versetul 13. Când ei, se referă la cei care acum îi făceau rău, erau bolnavi, eu mă îmbrăcam cu sac, îmi smeream sufletul cu post și mă rugam cu capul plecat în sân. Așa a făcut David când a văzut că cei de lângă el erau în suferință. De asemenea, găsim că David postește pentru sănătatea copilului său care era bolnav. 2 Samuel 12 cu versetul 21. Văzând că vine necazul în casa lui, că s-a îmbolnăvit copilul, că era bolnav de moarte, David și-a întors fața înspre Dumnezeu și a postit. Iată, post pentru vindecare, pentru a cere vindecare. În primul caz, post pentru biruință în necaz, post pentru sănătatea celor care sunt bolnavi și acum găsim postul de pocăință, de mijlocire, în cazul lui Daniel, care caută fața lui Dumnezeu tot de unul singur, în mod individual, căindu-se înaintea lui Dumnezeu și mijlocind înaintea lui Dumnezeu pentru binele poporului. Pe Ahab îl găsim pocăindu-se, sublinindu-și pocăința cu post.
Cuvântul Domnului ne spune că i-a vorbit un profet al lui Dumnezeu, arătând că judecata lui Dumnezeu va veni peste el repede, că se vor întâmpla niște lucruri tulburătoare peste viața lui. Și când a auzit aceste lucruri, și-a întors fața înspre Dumnezeu și a început să se roage. A cerut lui Dumnezeu milă, a postit și Dumnezeu i-a ascultat rugăciunea. O găsim pe Estera și pe Mardoheu, care caută fața lui Dumnezeu cu post, tot în situații de strâmtorare, situații pe care nu le puteau controla, Dumnezeu le-a pus pe inimă să caute fața lui Dumnezeu postind. Găsim de asemenea post ca mulțumire față de Dumnezeu. În Cartea Judecătorii, capitolul 20, versetul 26, citim că poporul lui Dumnezeu s-a adunat, au plâns, au rămas acolo înaintea lui Dumnezeu, au postit în ziua aceea până seara. Și această căutare a lui Dumnezeu, acest post înaintea lui Dumnezeu este asociat cu mulțumire. Au adus arderi de tot și jertfe de mulțumire înaintea Domnului. Iată, post ca mulțumire, subliniind mulțumirea față de Dumnezeu. Găsim de asemenea în rugăciunea aceasta, în căutarea feței lui Dumnezeu cu post, pe Neemia, care și el găsit într-o situație, simțea din partea lui Dumnezeu că trebuie să facă un lucru nou, că trebuie să se ducă în fața împăratului, să ceară favorul pentru poporul Israel, și înainte ca să facă acest pas, ne spune Scriptura că după ce a auzit ce se întâmplă în Israel, în Ierusalim, am șezut jos, am plâns, m-am jelit multe zile, am postit și m-am rugat înaintea Dumnezeului cerurilor. Este post de mijlocire, post de pocăință, post de invocare a ajutorului lui Dumnezeu, a biruinței lui Dumnezeu pentru poporul său. Se poate băga de seamă în Vechiul Testament o expresie, o expresie cu care suntem familiarizați, și anume expresia a vestit un post, a vestit un post. Deci, din asta înțelegem că în Vechiul Testament nu avem doar postul individual, ci și postul colectiv. Oamenii lui Dumnezeu, au prorocii, oamenii lui Dumnezeu din popor, s-au ridicat în mijlocul celorlalți și i-au chemat la post, au vestit un post. Ceva în felul în care s-a întâmplat în biserica noastră în aceste săptămâni. Frații, conducea bisericii, au zis, hai să chemăm adunarea la un post, hai să vestim un post, hai să ne unim înaintea lui Dumnezeu în rugăciune și în post. Așa a făcut Iosafat, a vestit un post pentru tot Iuda, așa a făcut Ezra, citim că el la râul Ahava a vestit un post de smerire înaintea lui Dumnezeu, Ioel cheamă poporul la post, în vremea lui Iona, în cetatea Ninive, s-a vestit un post, împăratul a cerut un post, Estera cheamă poporul să postească, Mardoheu duce glasul acesta mai departe în tot Israelul, care se găsea deportat, se găsea pe teren, pe pământ străin, oamenii aceștia au vestit un post. De aici înțelegem că este voia lui Dumnezeu să postim și noi așa. Este voia lui Dumnezeu să ne unim în post. Poate că cineva ar zice, nu e biblic. Domnul Iisus a spus să postezi singur, să nu știe nimeni, să nu pomenești nimic, să nu se audă nimic, nimeni să n-aibă nicio informație pe tema asta. Practic asta se cultivă în mod individual, privat, discret, fără să se pomenească. Nu este așa. Este așa doar parțial. În altă perspectivă, poporul este chemat să postească. Oamenii sunt chemați să se întoarcă la Dumnezeu. Domnul să ne ajute și să ne dea biruință. În ce privește învățătura Domnului nostru Iisus, găsim în Scriptură că Mântuitorul nostru a postit. El și-a început lucrarea postind. După ce a fost botezat în apă, timp de 40 de zile, Domnul Iisus a fost în pustiu, acolo a postit. Cuvântul Domnului ne spune că după cele 40 de zile de post, cel rău l-a ispitit, punându-i în față ispita de a porunci unei pietre să se transforme în pâine. Este limpede că Mântuitorului i-a lipsit pâinea, a postit în intervalul acela de timp, 40 de zile. De asemenea, găsim în predica de pe munte, Domnul Iisus a vorbit despre post, a zis că noi când postim să nu fim ca fățarnicii, care își strucesc fețele și se arată în fața oamenilor că postesc ca să primească notă, ca să fie văzuți mai bine, ca să fie lăudați cât de spiritual sunt ei. Și când postim,
să ducem o viață obișnuită din punct de vedere al aparențelor fizice. Domnul Iisus a spus, spală-ți fața, unge-ți capul, adică îmbracă-te frumos, ai grijă de igiena corporală, nu trebuie să arăți cum să arăți, nu? Și să spui că îi post, vorba unui scriitor român care certa pe călugări care făceau gesturi din acestea, Nicolae Steinhardt a zis, consideră oare oamenii aceștia că scârnăria și jegul sunt fapte chezășuitoare de mântuire? Socoteau că mortificarea poftelor trupului se face prin lipsa igienei personale. Iisus este de altă părere. El spune, ai grijă de igiena corporală, spală-ți fața, unge-ți capul, parfumează-te. Da? Alte pedințe. Chiar dacă este post. Arată-te înaintea lui Dumnezeu că postești. Și în felul acesta Dumnezeu îți va asculta rugăciunea. De asemenea, Mântuitorul a arătat că ucenicii lui trebuie să postească. În vremea aceea s-a ridicat o critică, fariseii au venit la Domnul Iisus și au spus, ucenicii tăi nu postesc. La care Domnul Iisus Hristos a spus, câtă vreme este mirele cu nuntașii, nuntașii nu postesc. Vine ziua când mirele va fi luat de la ei și atunci vor posti. Ei, această luare a mirelui s-a realizat. Domnul Iisus a murit pe cruce, a înviat din morți, s-a înălțat la cer și iată că a sosit pentru biserică vremea postului. Dumnezeu să ne ajute să postim. S-a făcut trimitere adineori la acest cuvânt din Matei 17:21, că este un soi de dragi care iese afară, nu iese afară decât cu rugăciune și cu post. Din acest cuvânt înțelegem că Domnul Iisus Hristos ne cheamă să postim. Avem de asemenea în această, cum să o numesc eu acum, grăbită, am vrut să zic galopantă, trece în revistă, a informații biblice pe tema postului, a căutării feței lui Dumnezeu cu post, în biserica primară găsim că poporul lui Dumnezeu, adunările, creștinii, l-au căutat pe Dumnezeu cu post. Postul era socotit o exprimare a pocăinței, a convertirii. Când oamenii se întorceau la Dumnezeu, când oamenii se pocăiau de păcatele lor, manifestau această pocăință și prin zile de post. Aduceți-vă aminte de Pavel, care după ce se întoarce la Domnul Iisus, se predă Domnului Iisus, 3 zile și 3 nopți n-a mâncat și n-a băut nimic. Este post negru. A postit și când s-a întors la Dumnezeu, când s-a predat Domnului, a pecetluit întoarcerea la Hristos, la credință cu post. Noi trăim vremuri în care oamenii se pocăiesc, nici nu știu dacă s-au pocăit. Așa, consideră pocăința ca pe un fel de majorat. A sosit vremea. După Scriptură, postul implică, pocăința implică jale interioară, sfâșiere a inimii, care se poate traduce, din punct de vedere al exprimării fizice, prin post. Găsim apoi că biserica slujește lui Dumnezeu în post. În Antiohia erau proroci, erau învățători care slujeau lui Dumnezeu și posteau. Așa au înțeles să slujească pe Dumnezeu. Posteau și se rugau. Și așa spune, slujeau Domnului și posteau. Proroci adunați împreună cu învățători. Este un lucru foarte frumos. Noi trăim vremuri în care pe alocuri prorocii sunt în concurență cu învățători. Prorocii zic ce nu trebuie despre învățători și învățătorii ce nu trebuie despre proroci. Asta nu este modelul biblic. Ar trebui și prorocii și învățătorii să se pocăiască și să se pună împreună și să se roage lui Dumnezeu împreună, să postească împreună și în felul acesta să caute voia lui Dumnezeu. Genul acesta de separări nu sunt în voia lui Dumnezeu. Apoi, când sunt așezați slujitorii, găsim biserica postind, caută fața lui Dumnezeu cu post. Apostolul Pavel a încredințat sau a adus biserica în această învățătură. Când sunt așezați slujitori, când sunt puși prezbiteri sau diaconi, poporul lui Dumnezeu este chemat să caute fața lui Dumnezeu, să se roage lui Dumnezeu și să postească. În 1 Corinteni găsim spus despre postul în cadrul familiei. Să nu vă lipsiți unul pe altul de datoria de soț, deci se vorbește acum familie creștine, decât prin bună învoială, pentru un timp, ca să vă îndeletniciți cu rugăciunea și postul. Deci post în cadrul familiei creștine. Mai sunt și alte locuri în epistolele lui Pavel care ne arată că în biserica primară oamenii lui Dumnezeu au postit, copiii lui Dumnezeu au postit. Și acum, în cele ce urmează, aș vrea să surprindem 4 tipuri de post.
Punând împreună această informație biblică, atât din Vechiul Testament cât și din Noul Testament, concluzia pe care o desprindem este că în Scriptură se întâlnesc patru feluri de post. Poate cineva ar putea să întrebe, dar cum să postesc? Ce să fac când postesc? Iată, după cuvântul Domnului, patru abordări distincte. Un prim fel este așa numitul post supranatural. Prin postul acesta supranatural înțelegem ceea ce a făcut Moise, care în două rânduri, în prezența lui Dumnezeu pe munte fiind, a postit 40 de zile și 40 de nopți. N-a mâncat, n-a băut nimic în zilele acelea. Găsim postul acesta și la Domnul nostru Iisus. Nu mai sunt exemple de altfel. Este un post supranatural. Unii oameni credincioși din zilele noastre, plini de râvnă, dorind să imite exemplul acesta al Domnului Iisus, exemplul lui Moise, au zis și noi vrem să postim 40 de zile. Nu mâncăm și nu bem nimic 40 de zile. Și n-a fost o decizie înțeleaptă. N-a fost o decizie înțeleaptă. Sunt oameni care apelează la genul acesta de post, dar nu post negru de 40 de zile. După aia se lasă cu mormântare. Da, e negru de tot. Duhul lui Dumnezeu ne dă și pricepere și înțelepciune să nu cumva să apelăm la tot felul de soluții care mai degrabă atrag atenția într-un mod neplăcut asupra mesajului bisericii, asupra mărturiei creștine, decât dau slavă lui Dumnezeu. Copiii lui Dumnezeu sunt chemați să trăiască în echilibru. Adevărul e că nu știu pe niciunul din biserica noastră să fi păcătuit aici. Da. Cu litere minuscule. Da. Așa. Apoi, un al doilea fel de post este postul negru sau postul absolut. Prin acest post înțelegem abstinență de la mâncare și de la apă pe o perioadă de timp pusă deoparte pentru post. Poate să fie o zi, 24 de ore post negru, sau pot fi 3 zile. De regulă găsim în Scriptură acest post negru asociat cu 3 zile. 3 zile n-a mâncat și n-a băut nimic. Această expresie o regăsim de mai multe ori în cuvântul lui Dumnezeu. 3 zile n-a mâncat și n-a băut nimic. Pavel, Iona, în Ninive, s-a chemat acest post, a făcut acest post de 3 zile fără mâncare și fără apă. Este post negru. Postul acesta poate fi trăit. Mulți dintre dumneavoastră, mulți dintre noi am practicat postul acesta și cred că este după voia lui Dumnezeu. Dar și în privința aceasta trebuie să existe o călăuzire din partea lui Dumnezeu și desigur că cine a postit în acest fel n-a postit ca să demonstreze că el poate să trăiască 3 zile fără mâncare și fără apă și apoi să-și pună o etichetă și să spună am postit 3 zile și 3 nopți, n-am mâncat și n-am băut nimic. Felicitări mie! O să cazi în Isaia 58. Asta numești tu post plăcut lui Dumnezeu. Să te chinui, să te apleci ca un pipirig, să-și chinui omul sufletul o zi sau trei, postul plăcut lui Dumnezeu merge spre cele profund duhovnicești. Când oamenii au apelat la acest post, de regulă, au făcut în momente de criză a vieții, când pe fondul unei dorințe mari după biruința lui Dumnezeu, după ajutorul lui Dumnezeu, au înțeles că mai importantă, cum se spunea dimineață aici, decât hrana, mai importantă decât propria subzistență, este lucrarea lui Dumnezeu și intervenția lui Dumnezeu în viața lor. Și de aceea s-au rugat și au postit. Avem apoi așa numitul post obișnuit. Prin postul acesta obișnuit, înțelegem reținere de la mâncare pe perioada postului, dar nu și de la apă. Genul acesta de post se regăsește în cuvântul lui Dumnezeu și avem indicii să credem că în cele 40 de zile Domnul nostru Iisus a apelat la acest post. În cele 40 de zile n-a mâncat nimic. Dacă vă uitați cu atenție în textul Scripturii, nu spune că n-a băut, ci spune doar n-a mâncat nimic în zilele acelea. Pe lângă acest detaliu care este sugestiv, când în Scriptură se pomenește de postul negru, scrie explicit, n-a mâncat și n-a băut nimic în zilele acelea. În cazul acesta, mi se spune că n-a mâncat nimic. Nu spune nimic despre apă. Va zice cineva, da, unde era apă în pustiu, frate, de om a băut apă în pustiu? Păi tot acolo, unde a botezat Ioan Botezătorul. Da. Pustiu însemna în afara spațiului locuit, în afara satului, nu neapărat în deșert, deși putea fi și acolo.
De asemenea, este încă un indiciu foarte important, cuvântul ne arată că la sfârșitul acelui post, Domnul Iisus a flămânzit. Nu scrie că a însetat, a flămânzit. Aș vrea să vă întreb pe aceia care obișnuiți să postiți mai mult de o zi. Fie și o zi. Fie și o zi întreagă. La sfârșitul postului, un post negru, ce senzație primează? Setea sau foamea? După 2 zile de post, după 3 zile de post, care este senzația care primează? Setea. Setea. Pentru că asta este nevoie, prima nevoie, setea. Nu poți să fii ispitit să mănânci cât ești ispitit să bei. Eu mi-aduc aminte de asemenea momente, dar nu vă mai rețin cu ele pentru că nu e neapărat relevant. Vă rog să băgați de seamă că Domnul Iisus a fost ispitit cu pâine, nu cu apă. Asta înseamnă că asta îi lipsea. Și deci deducem pe baza acestor indicii că există acest post parțial, acest post obișnuit, abținere de la hrană și nu neapărat de la apă. Pot fi situații, un post mai îndelungat, sau oameni care se confruntă cu probleme de sănătate, a căror sănătate nu permite reținerea de la apă, cred că înaintea lui Dumnezeu fiecare suflet știe ce poate, știe cât este jertfa lui și sacrificiul lui. Important este să nu alegem neapărat calea ușoară, ci să căutăm să ne apropiem de Dumnezeu așa cum se cuvine. Pe de altă parte, nu suntem noi chemați să fim judecători nimănui. Din altă perspectivă, cuvântul ne arată că există așa numitul post parțial. În cartea Daniel ni se face referință la el. Capitolul 10, de la versetul 2 la versetul 3, găsim că Daniel pentru 3 săptămâni caută fața lui Dumnezeu și el a zis așa: am fost în jale, se înțelege în post, în jale, cu sensul de post. Ce a făcut în zilele acelea? Ascultați ce scrie următorul cuvânt: n-am mâncat deloc bucate alese. Nu mi-a intrat în gură nici carne, nici vin și nu m-am uns deloc până s-au împlinit cele 3 săptămâni. Când zice n-am mâncat deloc bucate alese, se subînțelege că din acelea nealese, nu știu cum o fi acelea, am mâncat. N-am băut vin, nu mi-a intrat în gură carne, deci reținem că a apelat la un stil de viață foarte aspru, probabil că vârsta lui înaintată, responsabilitățile de demnitar pe care le avea pe lângă curtea imperială l-a făcut să apeleze la acest post parțial. Și din pasajul acesta, și din alte surse, îndeopște, popor, există așa numitul post de dulce. Nu neapărat avem practica aceasta în Biserica Emanuel și când chemăm pe oameni la post, nu chemăm la post de dulce, că cu postul acesta am putea trăi o viață. Deși nu face rău, dar nu pentru o zi. Nu, așa, pentru o zi.